Haideți să ne ridicăm pe picioare, poate că ne și ajută puțin, să ne mai desmorțim și să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, despre învierea lui Lazăr. Ioan, capitolul 11. Un care Lazar din Betania, statul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Pentru că Fiul omului, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Amin. Vă rog să vă reașezați. După cum spune Ioan că ce va fi acolo, om cunoaște atunci de plin aici, pe Dumnezeu îl cunoaștem în parte, Mă veni puțin să zâmbesc, fiind uimit de ce înseamnă Dumnezeu când am auzit corul că cântă. Pe pământ, ca să-ți iasă bine o cântare, eu cred că sunt multe repetiții în spate. Dacă ți este bine o cântare, trebuie să repeți o cântare. La repetiții, tot pe direcția aia trebuie să mergi. Cu o singură excepție când este vorba de cântarea nouă care o să o cântăm toți în cer. O știe care va după acum. Însă știți care e paradoxul? Ca să o putem cânta toți acolo prezenți, lângă Domnul Hristos, pe scaunul de domnie împreună cu El, nu ne trebuie de pai să facem repetiție la cântarea aia, că nu știm. Și știți la, tre la ce trebuie făcut repetiție? La sfințire. Și când am făcut repetiție la sfințire în fiecare clipă și moment, zi și noapte, acolo slavă Domnului că se va ocupa Domnul să o știm instant toți împreună. Și n ar fi cinci game, nici pe șapte voci, nici un bemol și altul major și altul minor, ci cred că va fi cea mai perfectă armonie, nici madrigalul, nici orchestra națională, nici oricare ar mai fi, nu cred că se va ridica la valoarea aceea care va fi acolo. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru cântarea aceea de pe aici, sfințindu-ne și punându-ne viața în rânduiale cu voia Lui Dumnezeu. Vorbim de o relatare într-un cadru foarte apropiat unul de altul, în fața Domnului Hristos au mai perindat și alți oameni străini. Ori a părut prima dată și au plecat. Da. O fost tânărul bogat, o fost foarte... Domnul Iisus în dialogul lui cu fariseii, poate la un moment dat ori fost unii, la altă întâlnire ori fost alții, Zacheu a apărut instant înaintea lui dintr-o dată, au fost oameni care s-au perindat. Însă de data aceasta, înaintea noastră stau trei oameni care au o relație foarte apropiată cu Domnul Iisus. Uitați-vă ce spune aici, Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bonav era fratele ei. Ia versetul 3. Altă legătură. Surorile au trimis la Isus să spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Deci în fața noastră stă un cadru și o relatare în care trei oameni se cunosc foarte bine cu Domnul Hristos. Iar de aici aș vrea să extragem câteva adevăruri biblice, uh, uitându-mă la dumneavoastră și la noi la șteii. Noi nu suntem străini de Dumnezeu. Relația noastră prin credință este cea care era fizică a lui Maria, Marta și Lazar. Noi nu-L mai percepem pe Domnul acum ca ucenicii atunci, pe ulițele Capernaumului, a Horazinei, a Tirului, a Betsaidei. Noi umblăm cu Domnul printr-un act al credinței, percepându-L aici în inimă, până când îl vom vedea față în față. Însă, uitându-mă la cadrul acesta, mă uit la noi astăzi. Și vrem să extragem câteva adevăruri ca să rămânem tari pe poziție. Asta m-a făcut să am un mesaj în care să se continue cu ce au fost până aici. Dacă ați observat, eu am, am urmărit. Mesajele îndemnurilor, mesajele cântărilor au fost toate pe Dumnezeu este cu noi necaz, Dumnezeu e tăria noastră, El ne ajută, El ne călăuzește, El nu ne va lăsa cam pe aici. s dus toate. Apoi cum ar fi să o iau eu pe altă direcție? De aceea rămân aici în gama aceasta. Și anume, dragii mei, este cu toată relația asta care v-am arătat-o în față de apropiere între cei trei și Domnul Hristos, la un moment dat lucrurile au luat o întorsătură nefastă pentru cei trei frați. Ia Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și anume, dragii mei, primul adevăr care aș vrea să-l extragem de aici, și nu numai, dar rămânem aici la Ioan 11, o viață împreună cu Isus nu exclude necazurile. Și aici neutralizăm Evanghelia Prosperității. O Evanghelie care contravine Duhului Sfânt care o insufla Scripturile. Dacă îl ai pe Domnul Hristos din ziua aia, sigurat, să se îngroașă pormoneu. Eu n-am citit așa în Biblie. Eu am citit că Dumnezeu încă din Vechiul Testament a spus la Israel măi, întotdeauna vei avea și săraci în țară. Întotdeauna când îl vei primi pe Hristos, sigurat, sută, da sută, la sută, dacă ești bolnav vei fi vindecat. Nu spune Biblia lucrul ăsta. Măcar, că suntem conștienți și siguri 100% că Dumnezeu și astăzi poate să vindece orice boală. Însă, nu sigur dacă vrea dreptul la toți. De aceea, dragii mei, o viață împreună cu Isus nu exclude necazurile. Uitați, vreau să vă citesc și vin cu versete biblice că știți cum fără GPS n-ajungeam la dumneavoastră și fără Biblie n-ajungem în cer. Asta să fie clar. Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, vă rătăciți că nu-ți cunoaște nici Scripturile, nici puterea Lui Dumnezeu. Ăsta e un tandem perfect care niciodată nu va fi defalcat. Scripturile și puterea Lui Dumnezeu. Când sunt ser de vindecare fără Scriptură, sunt cu semnul întrebării. Și pe la noi, pe acolo, s-au venit, în seara asta Dumnezeu va face extraordinar. Și sunt mulți frați care au venit și au plecat cu de cap. În loc să meargă fără el, să s-a dus cu de cap. Că unde nu e scriptură, dacă veneam fără GPS, sigurat o luam spre altă direcție. De aceea, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, la un moment dat, legat de necazuri. 14 cu 21 și 22, după ce au provat Evanghelia în cetatea aceasta, fatele Apostolului 14 cu 21. Și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, Niconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna, să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe și cu astea. Ce mai trebuie atâta? Frații mei, umblarea cu Domnul nu exclude necazurile. Vreau să mai citesc încă o referință în privința aceasta în capitolul 20 cu 22 unde spune așa și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Nu mai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Când vom avea viziunea asta și direcția asta bună asupra Scripturii, în niciun fel, când vom fi în proximitatea necazului și ne va învălui, nu ne vom pierde nu ne vom pierde. Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 16 cu 33. În lume veți avea necazuri. Hai să ne uităm în 2 Corinteni capitolul 6 să vedem titanul ăsta al credinței. Ăsta o mers din rondou în rondou. Din crin în crin și din trandavir în trandavir. Dar de unde? Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici, slujitori al lui Dumnezeu prin multe răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli. Asta a fost viața lui Pavel? Ce putea spune Pavel? Dar stai puțin, Doamne! Mi te-ai descoperit pe drumul Damascului. Păi ce afacere e asta? Vorba lui Asaf în psalmul 73. Ăștia să se bulbu ochii de grăsime, zgrozav, merg din Mercedes în Mercedes, care mai de care mai actualizat și eu când mă uit și Loganul un pică. Actualizat la noi. Spune asta, ce să fac? Eu nu mai înțeleg aritmetica asta, ca Eremia în 12. Doamne, tu ești prea drept. Să mă cer cu tine, dar aș trage o ceartă, că stare ispitit. Când mă uit și mă compar cu ceilalți. Vedeți, tinerilor, ce bine ajută la ispita adunarea, că zice Asaf, eram un prost și fără judecat, în dreptul nostru putem să spunem așa, în dreptul altora nu. Zice, până ce am mers în Sfântul Locaș și o luat Domnul în slujbă pe un predicator și o predicat de soarta de la urma celor răi. Și când mi-am dat seama ce așteaptă pe oamenii ăștia fără Dumnezeu, dar le merge bine aici, o zis Asaf, auzi, mai bine aici cu năcaș și cu lacrimi, că dincolo nor mai fi ce o fi o bucurie veșnică peste viața mea. Uitați-vă ce spune Ioan. Ioan, apostolul iubirii, singurul ucenic care a murit de moarte naturală. Uitați-vă ce spune unul cu nouă. Apocalipsa, unul cu nouă. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la ce? La necaz. În împărăția și la, în împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Și așa mai departe. Oamenii care umblă cu Dumnezeu au parte și de necazuri. Nu putem accepta ideologia asta greșită, unde se spune o viață împreună cu Dumnezeu va fi lipsită de necazuri și de probleme. Acolo sus, aici jos nu. Aici jos nu. Pentru că uitați ce spune Matei capitolul 13 cu 21, 20. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește în dată cu bucurie dar n-are în el și ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului să leapă de îndată de el? Dacă nu ne consolidăm bine gândirea aceasta, ne vom pierde cu timpul. A fost în zona noastră un băiat, care, un bărbat care s-a întors, cică, s-a la Dumnezeu. La un moment dat a venit peste el o vreme grea, sunt toți către slujitor și au spus, dacă ăsta e Dumnezeu în urma căruia m-am aliniat și m-am pocăit, mă întorc și mă duc de unde am venit. Dar ce e asta? Ăsta e Dumnezeu care lasă peste mine necaz. Și în lume până astăzi. E net inferior necazul care o dat peste el azi, că dacă nu se pocăiește, ce va veni dincolo? De deci, aceea nu primiți șaptea aceasta celui rău. Sau pe aici, Păi aici nu aveți necazuri. Păi dacă nu aveți necazuri, eu îmi iau familia și mă mut la Reșița. La ei sunt. Avem firii risipitori la știei. Avem oameni bolnavi cu cancer. Avem oameni bolnavi de diferite boli. Mai sunt și probleme în familie. Mai sunt și de alte tipuri probleme. Sunt. Și cred că și pe aici așa ai. Sunt. Însă, este diferență între a fi singur în ecaz sau a fi cu cel căruia în spatele te-ai aliniat și ai spus fi domn și mântuitor al vieții mele până la capăt, este cu totul altceva. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă la singur, ci tu ești cu mine. Este cu totul altceva. Într-adevăr că omul parcă se mai moaie la boală, la necază atunci, parcă e altceva. Nu toți, Chiar Schopenhauer, eminența cenușie, filozofie germane, un om care toată viața lui s-a luptat împotriva lui Dumnezeu. Când o da boala de el, la un moment dat, cei care erau în jurul lui, doctorii, l-au auzit pe Schopenhauer spunând ceva ce Eu uimit. Știți ce a spus la boală? Când îl mânca cancerul. Doamne, Doamne, ce ai spus? toată viața ta te-ai luptat împotriva lui Doamne, Doamne. Și acum, la necază e altceva. E altceva. Pentru majoritatea, nu pentru toți. Am întâlnit tineri care s-au bucurat mai sa și bunică s a și au spus acum e momentul pocăinței lui. Într-un ecas tragic pe buza morții, pe buza mormântului au fost. Și totuși după un an și vreo șase luni de suferință sunt toți întors înapoi în lume, într-o viață străină de Dumnezeu. Însă astea aș putea spune că sunt excepții. Dar primul adevăr care aș vrea să nu-l uităm începând din seara asta este că o viață împreună cu Hristos nu exclude necazurile. În al doilea rând, nu există necaz fără un obiectiv. Noi nu suntem un hazard? Păi gândiți-vă dumneavoastră ce a spus Dumnezeu la Eremia când încă nu era în pântecul mamei tale, eu te cunoșteam. Mai intra aici? La mine nu mai pot să pricep ce înseamnă lucrul ăsta. Ba mai mult spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 1. Căci noi am fost aleși înainte de temerea lumii. Vă dați seama că înainte de întemerea lumii Dumnezeu știa cum arăt eu facial, expresia mea, cum arăt matale. Eu spus la Ieremia, când nu erai, te cunoșteam și când ai fost în pântă cele mai citale, te-am pus deoparte, proroc al neamurilor. Cine mai pricepe cu gândirea asta nu că suntem limitați, dar prin credință știm că Dumnezeu este unul mare și puternic, slavă Lui, infinit mai mult decât îl cunoaștem noi. De aceea îl slăvim căci cât a fost necesară mântuirea noastră, ni s făcut de cunoscut slavă Lui pentru lucrarea mântuirii. Însă, fiecare necaz are un obiectiv, dragii mei, noi nu suntem, viața noastră nu este un Big Bang, un accident, o explozie, a soarta. Vratul Ciprian e sănătos, eu sunt bolnav, Doamne ferește, nu Unul e sănătos, altul e bolnav, asta cum e soarta? Nu, nu, nimic nu este aleatoriu, nimic nu este la întâmplare, totul este controlat la secundă în viața noastră de cine ne-o crea. Am găsit lucrul acesta în întâi, Corinteni, capitolul 11, este exact acea conjunctură la cină. Ia uitați! De aceea ori și cine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, numai bine cred că duminica viitoare aveți cină, așa -i? Și bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Atenție, tineri și familiști! fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta, că și cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și uitați aici ce urmează, obiectivul. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorim. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Și acum uitați obiectivul necazului, unul dintre ele. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Vai de oamenii care se împărtășesc și dacă o fac într-un mon nevrenic, Dumnezeu nu le iese în cale. Vai de oamenii care se împărtășesc ani de zile, trăiesc în păcat, nu-și pun viața în rânduială, nu merg la mărturisire. Nu caută cu căință fața lui Dumnezeu să se îndrepte și totuși Dumnezeu tace față de ei. Ferice de oamenii care poate au fost momente când ne-am împărtășit fără a fi vrednici și Dumnezeu ne-a mai corijat. Ferice de noi. Ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă ceva mi-a devenit așa respingător, în ultimii ani, mi au devenit oarecum parcă o oroare pocăința înainte cu trei zile de cine. Așa e și pe aici, sau nu mă știai. Măi, toată luna trăim cum trăim. Uneori vegheatori, alteori neglijenți față de sfințenie. Dar când anunță frații aici, nu mă vezi colo pe joi, mă, parcă soțul ăsta e mai blând până duminică după cine. Cineva asta, asta dintr-o dată mă ascultă, măcar că nu o caracterizează supunerea. Dar parcă de joi încolo, la noi, am văzut un fenomen și aș vrea să fie pe cale de dispariție. Vine o soră la mine și zice, mă, dar o auzi tu ce s-a întâmplat acolo? Mă, dar pă, cum a putut face sora aia, mă? Mă, dar pe fratele ăsta și stau, și stau și stau și stau și stau. Ce, mă, extraordinar ce oameni. Hii! Își dă o palmă pe gură. Ce ai, fată? Trebuia să stai de la început. Zice, am uitat că e cinea duminică. Bravo! Și dacă, cina, dacă nu era cina duminică, dă ai mai departe cu vorbirea de rău, așa e nicio problemă. Deci nu e o problemă că Domnul Hristos mă înregistrează în fiecare clipă. Și cum spunea Saf, însă eu sunt totdeauna cu tine. Domnul Hristos mă aude. În fiecare clipă sunt înregistrat și notat tot ce vorbesc. Nu e nicio problemă, numai că duminică e cina. Și după cine? e joi, pocăință până duminică la mează. Deci și după, asta să vezi cum începem, încep să compensăm ce n-am făcut patru zile, trei zile. Spunea o soră la biserică, deci am știut, am știut că mă împărtășesc într-un mod nevrednic și am făcut-o. Când am urcat scările pe scara blocului, m-a bucat o durere aici în partea dreaptă, am știut că este mâna Domnului. N-am reușit să bac cheia în ușă, să deschid și m-am aruncat direct în pat în cameră, de pe ușa de la intrare. Și am spus, iartă-mă, știu că-i mâna ta, am făcut-o într-un mod nevrednic, îmi pare rău, nu vreau să chem nici salvarea. Vă gata, gata. Îndoiată în două, așa. O spus, am știut că este mâna Domnului, iartă-mă, îmi pare rău, trebuia să mă cercetez înainte, dar cred că nici acum pentru mine încă nu-i târziu. Iartă-mă și ia de peste mine durerea aceasta, ca și când am luat o chelare de aici și nu-ți mai. Întrebarea care se pune, cât face Domnul lucrul ăsta? De 5.000 de ori? De 1.000 de ori? De 100.000 de ori? Nu-i posibil așa ceva. Știți care este cutuma Bisericii Pentecostale astăzi? În dreptul meu și a dumneavoastră. Unele păcate le-am convertit. Și când ne uităm la Coloseni, capitolul 3, spune, de aceea omorâți mădularele voase care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, fraților, mă uit cu oroare. Doamne, ferește, am soția asta frumoasă aici. Doamne, ferește de așa ceva. Curvia nici să nu fie pomenită între voi. Cred că ei sunt bărbați serioși și femei serioase. Nu stăm la discuții de așa ceva. Curvie, prea curvie, necurăție, patimă, poftarea, lăcomia care este o închinare la idol și ne uităm cu oroare la astea, da? Dar știți că Pavel continuă lista. Spune, dar acum voi de la reșița și cei de la ștei, lăsați-vă de toate acestea. Și astea parcă nu le mai băgăm în seamă. Dar ce are că mă mâniu? Dar ce are că am un pic din răutate? Am doamne iartă-ni, sunt aici în viață. Vorba unui frații de la noi, până au fost corectat. Fraților, să ne rugăm cu căință înaintea Domnului, că este cu neputință să nu păcătuim pe acest pământ. Serios? Serios? Este cu neputință. Am ce să facem, Doamne, dacă nu ești capabil să ne ții, ce să -ți facem? Pavel spune romani capitolul 8, acum nu mai este nicio o sândire pentru cei ce sunt în Hristos. Legea Duhului de viață mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Am biruința asupra păcatului prin puterea lui Hristos. Și pot să spun că vine ispita? Nu! Pot să spun că vine ispita vorbirii de rost să-mi trag plasturile pe gură și să nu vorbesc. Am puterea aceasta prin Duhul Sfânt. Problema este că acolo de la versetul 6, 7, 8 în jos, în colosen 3, parcă le-am albit. Parcă nu mai pentru noi, nu mai așa ceva periculos o mânie. Știți că crima lui a porni de la omânie? Știți că Biblia spune Ioan în prima lui epistolă că cine urește pe fratele său este un ucigaș și încă este în întuneric? Și pot să cânt în cor, pot să cânt în orchestră, pot să fac orice slujbă. Atâta vreme cât am ceva împotriva fratelui meu, nu sunt în voia lui Dumnezeu, slujirea mea nu-i primit. Mi-am un caz la noi acolo aproape când au mers mirele la mormânt, la tatsu, că murise. Măi, e un obicei acolo la noi aproape. Nu-ți trăiesc părinții în ziua, nu -ți te duci și veri o lacrime la mormânt la ei. S-a dus. Tatăl s-a... A fost, a avut o funcție importantă în adunare. O condus o adunare. Un om știu de bine. Însă la un moment dat, o trecut din viață. Și în timp ce mirele ăsta, știu cazul foarte bine, în timp ce mirele ăsta era la cruce, la tatăl, la mormânt, îi face domnul de cunoscut la un proroc în țară vedenie. Și spune, băi, mi-arată domnul o, o, un cuplu, un mire și o mireasă la fratele X, la mormânt. Perfect. Nu lucrări care nu le înțelegi. Cu da și amin. Ăștia sunt proroci. Numai zărari. Și ce văzându-i acolo, ce dintr-o dată în vedere mi-a apărut domnul pe... Mi-a apărut în față, în vedere mi-a arătat domnul pe fratele care a trecut din viață. Și deci, eu zis, la fiul așa. Tu plângi. Plânsul tău trece. Însă, meu nu mai trece niciodată. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, fără să fim judecători cu gândurile, nu ne cade în sarcină să băgăm, să scoatem pe nimeni din aici, să-l băgăm mai în iad. Însă, ce înseamnă de lucru asta când plânsul meu nu mai trece? Asta e cu tentă spre rai? Mie parcă îmi spune altceva. Și s-au dus frații pe fir și mi-a povestit cineva și mie. Băi, ce-a avut omul ăsta, mă. Făcut acte de cult, a fost un om foarte bine văzut, a fost în regulă cu tot, tot, a fost un om cu un nume bun, un istoric bun. O dus pe fir și mi a povestit și mie, a avut un bărbat în adunare care toată viața lui nu l-a putut înghiți. Și ierta. Un singur păcat. Ai ratat veșnicia împreună cu Hristos. Câte păcat au făcut Anania și Safira să fie pedepsiți de Domnul? Un singur. Câte păcate au făcut Eva în Eden ca să ne scoată pe toți de acolo, să ne plonjeze sub robia păcatului? Unul nu, singur. Câte păcate au trebuit să facă și crime ca in, ca să fie numit criminal? Unul nu, singur. Pe fras. Parcă trim niște vremuri în care parcă păcăința este foarte diluată, fără să mai privim serios. Păi stai puțin, eu pun capul pe pernă, mă mai trezesc. Am ceva împotriva cuiva? Am vorbit, am clevetit, am vorbit de rău, urăsc pe cineva. Am trăit în minciună. Mi-am lăsat gândurile aiurea, ca să nu mai spun tinerilor. Ați navigat și ați dat scroll, numai Dumnezeu știe. Cum să ațipești? Cum să te afunzi în somnul morții, în somnul nopții, fără să stai înaintea Dumnezeu să spui, Doamne, n-am făcut bine, ajută-mă să mă corectez, să-mi pun viața în rândul. Ei, dacă nu e așa, Necazul are un obiectiv bun. Pentru că Dumnezeu uneori prin necaz aplică metode de coerciție. Vrea să ne corijeze aici ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. De câte ori poate ne-am lăsat gura să ne bage în păcat? De câte ori am vorbit ca niște neînțelepți? O rămas în istoria biblică un doiegă domitul care odată nu și-a ținut gura. Eu nu știu cum a fost omul ăsta în viața lui de zi cu zi. Odată nu și-a ținut gura. În prima zi în cetatea Nobor fost 80 de văduvești ducea la mormânt preoții, soții. Și în următoarea zi cetatea Nobor a fost rasă. De la ce? De la o singură vorbă. De la limbă. De ce credeți că spune Scriptura? Căci în puterea limbii stă moartea și viața. Și ce a spus Lincoln înainte să moară? Aveți grijă, fraților, la gură. Și ce a spus Lincoln? Deci într-o discuție, mai bine să taci și să fii luat de prost. De cât să vorbești și să se confirme că e așa. De câte ori am dovedit neînțelepciune în discuții și în vorbe? După aia ne-am pus mâna la gură și am spus, ce am făcut? nu e mai adună anile. Tu e mai adună că nu mai e nicio șansă. De aia necazul, în al doilea rând, nu este la întâmplare. Ce are un obiectiv Dumnezeu prin el ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea cazul poate să fie o metodă de coerciție. cazul poate să fie o metodă de prevenție. Nu a fost Pavel prevenit de Dumnezeu să nu se îngânfe din pricina descoperirilor? Teologii spun că avea o boală de ochi. Poate asta a fost, poate a fost alta. Însă Dumnezeu, prin necazul acesta, l-a prevenit să nu se îngânfe. Și l-a ținut așa până în ziua morții Lui. Dacă privim din perspectiva Lui Dumnezeu perspectivă dovnicească, noi vedem prin necazul binecuvântat depinde ce e cazul în viața mea tale, pedeapsă sau încercare. Mulți zic, frate, mă trece Domnul pentru o încercare, mă taci. Când trece Domnul până încercare pe cineva, ăla e deja de la un nivel de neprihănire în sus, îl încearcă. ce în viața ta necazul? Încercare? Ești un om neprihănit? Ăsta a fost Iov. Ori pedeapsă, dacă e pedeapsă, este în același mod pedeapsa cu neascultarea. Și în același grupaj, încercarea cu neprihănirea. La unei adunare nici cum nu vrut să intre un bărbat în strungă, băgat în turmă, nici cum nu vrea să intre. Îl împingea păstorul de la, de la spații în strungă, nici cum nu vrut. Și a început domnul în îndurarea lui să apese pe el, ba o tensiune, ba un diabet, ba tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău. Și îl întrebam, frate, cum ești? Știam că-i mâna Domnului că nu se lasă prelucrat nici nicicum. Aveți eu ea pe aici. Zic, frate, ghiță, cum stai? Mă cearcă Domnul! Mă, nu mai te cearcă Domnul, că te pedepsește Domnul, că te iubește și vrea să schimbi viața și gândirea. Al treilea adevăr este că Dumnezeu are un obiectiv de cele mai multe ori care noi nu-l vedem, ducându-mă spre final. Uitați-vă la Maria și la Marta ce doreau, ce, domne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Vine Marta la fel după Maria și spune, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce frumos era și câtă tulburare evita aceste fete. Dacă avea un discernământ spiritual în care să se fi uitat la Domnul Hristos, că El stăpânea foarte bine conjunctura aceea și să știe că în definitiv obiectivul Domnului Hristos nu era vindecarea, ci învierea. Dragii mei, nouă ni s-a dat Duhul Sfânt. Știți care este problema noastră astăzi după stăruința cu Duhul Sfânt? Tinerilor, dacă nu e așa, trage mă din mână la sfârșit. Eu am văzut la noi. Mergem repede la stăruință, primim Duhul Sfânt și am bifat. Am primit Duhul Sfânt și atât. Duhul Sfânt nu-i doar pentru vorbirea în limbi. Duhul Sfânt este să-ți descopere lucrările lui Dumnezeu să-ți descopere voia Lui, să te însoțească, să te călăuzească, să te avertizeze, să te sesizeze, să fie cu tine în fiecare clipă, să-ți aducă aminte, să te învețe. Ăsta e mandatul Duhului Sfânt pentru noi astăzi. Este o lucrare întreagă. Și vin la noi astăzi. Dragii mei, știm noi pentru ce trecem prin ecaza că trecem? Știți că Dumnezeu vrea să ne descopere, numai să aibă cui? vom scurta vremea suferinței. Chiar și a încercării. Știți cât l-a ținut Dumnezeu pe Iov în încercare? Până au venit și au spus, dar cine a avut puterea să-mi întunece planurile, să mă prostească până aici, înaintea unui Dumnezeu așa de mare? Urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mă pochesc în sa și în cenușă. Pleacă boală din trupul lui Iov. Până aici a fost. Sunt oameni asupra cărora apasă Dumnezeu până când capitulează și spune Frate, n-am rămas credincios Domnului. Îmi pare rău și de azi vreau să mă întreb. La mulți o pleca boala și o părăsit. Avem nevoie de un discernământ spiritual. De ce lasă Dumnezeu pentru ce lasă peste noi? Uitați-vă la David. De ce o lăsat Dumnezeu 38 de ani de chin pe viața lui David? Împărăția lui Saul. De ce? Nu putea Dumnezeu 2 ani, o fost Saul cu Dumnezeu după, să-l mai țin un an, 2, 3 și gata, să termine cu el. De ce să fie David un fugar, un proscris? De ce să fie David un om de atâta de chinuit? De ce? Știți ce obiectiv avea Dumnezeu prin necaz? Să-l șlefuiască pe David. Apăsarea lui Saul și necazul pe viața lui David n-a fost altceva decât șlefuirea lui. Uitați-vă la Iosif, n-a comentat nimic. Băiatul acesta, 17 ani vândut de frați, strădați, vândut ismaeliților, ajuns în casa lui Potivat. La 18 ani, condamnat pe nedrept, 12 ani în pușcărie. Iosif tace și tace și tace, la 30 de ani iese afară. De deci, ce o îngădui Dumnezeu păstă frumosul acesta, păstă băiatul ăsta? Nu vă temeți, Iosif a fost un bărbat frumos, un băiat frumos. De deci, ce o lăsat atâta necați și atâta greutate pe băiatul acesta, care n o să un cârc? Nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere, prin viața grea lui Iosif, în definitiv, să izbăvească o națiune de la foamete. Ăsta-i obiectivul necazului în viața noastră. Adică Dumnezeu să ne facă mai șlefuiți, mai înțelepți, mai vretnici de El, mai curați, mai pregătiți pentru ce urmează. O, oh, ferice de oamenii care înțeleg necazul pe această direcție. Și în ultimul rând, dragii mei, slavă lui Dumnezeu că El nu pedepsește cu plăcere pe fii oamenilor. Este a când Domnul Iisus este văzut în Scriptură plângând. Deci când s-au uitat la iudei, când s-au uitat cum boceau și cum plângeau, când s-au uitat la Maria și la Marta cum plângeau, Iisus o dat pe plâns. Vă dați seama ce putea face Domnul Isus? Știți ce putea să facă? Ce facem noi câteodată când suntem stăpâni pe o problemă? Și ce spunea Domnul Isus? Ce putea să facă? Păi, oameni, băi, nu vă opriți. Păi, eu stai aici, mă. Eu conduc problema, eu stăpânesc conjunctura asta. Eu știu ce urmează. uite mă la ei, mă, cum vociforează toți. Și ei nu știu ce urmează, ce minune. Domnul Isus care s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. El care era chipul lui Dumnezeu n-a apucat și n-a luat ca un lucru de potrivă, să fie cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. El când a văzut acel plâns, acea tristețe, necaz, s-a dat pe plâns împreună cu ei. Încă o dată Domnul Hristos, când dă o condamnare definitivă în Luca capitolul 19 la Israel, când a spus Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu vremea cercetării astăzi, Lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse. Pentru tine au fost har până astăzi. Vor veni zile când vei fi înconjurată cu șanțuri și piatră pe piatră nu va mai rămâne aici. Și sus vorbele astea le spunea plângând. Deci când s-a apropiat de cetate, Iisus a început să plângă. În seara aceasta, ca și o bărbătare, dar ca și o siguranță, Dumnezeu este cu noi în necaz și în încercare. Sinte cu noi, ne ridică, plânge cu noi, are acela sentiment de întristare, ne ajută, bagă mâna sub noi, nu ne lasă, ne ridică, ne îmbărbătează prin slujitorii Lui, prin un mesaj a cântării, prin mesaje profetice, prin prezența Lui să împreună cu tine. S-a angajat că nu ne va lăsa până la sfârșit, chiar dacă o lăsa necazuri, chiar dacă o lăsa greutăți. A spus că va fi cu noi până la sfârșitul vremurilor. Ridică-te în seara aceasta din starea în care ești. Și poate ai spus pentru mine nu mai este nicio șansă. Nu numai că frații, nu numai că oamenii parcă au de mine. Oh, uitat și Dumnezeu, nu uitat. Dumnezeu te are în evidența Lui și este cu ochii pe tine. Este gata să te ajute, este gata să te ridice, este gata să te izbăvească, însă planul Lui, necazul prin care treci, este unul foarte bine definit pentru ridicarea, pentru șlefuirea, pentru înțelepciunea și pentru schimbarea ta în bine a fi tot mai în asemănare cu El. Acum, la sfârșit, aș vrea să vă spun că Dumnezeu face rana și tot El o leagă. Soția mea la 5 -a cezariană, în 2009 a fost gata să plece de pe acest pământ. A și plecat. La 5 -a cezariană, în 2009, femeia aceasta, soția mea, putea să fie în mormânt de 15 ani și eu văduv de 15 ani. La 28 de ani, în 2009, am ales să facem voia Lui Dumnezeu să aducem copii pe lume Câți de dă El. Au fost cinci. Iar la cincia, cezareană, a spus domnul doctor Mureșan, directorul maternității, doamna Negrea, dumneavoastră a plecat. Au făcut histerectomie, au fost anesteziată total de două ori într-o oră, a fost tăiată de două ori într-o oră cu tensiunea la 20 Deci gândiți-vă ce înseamnă viață cu tensiunea la 20 Prin fața mea au trecut-o Și-au băgat a doua în operație după cezareană Și asistentele au spus nu mai este șansă Aparatele s-au oprit, n-au mai picuit Și-au spus am pierdut-o Am pierdut-o din mâini, s-a dus Însă noi știm un lucru El poruncește vieții și morții El învie și el omoară El înalță și el smărește și astăzi Dumnezeu face minuni. Așa s-a început și așa se sfârșește. Noi slujim unui Dumnezeu al minunilor. Nu avem un Dumnezeu care a rămas pe filele istoriei biblice, ci avem un Dumnezeu care astăzi ne ascultă la rugăciuni și lucrează cu semne și minuni. De aceea sunt cel mai bucuros că mi-a redat mama la copii și după câteva secunde după ce a plecat, dintr-o dată, într-un mod providențial, zice, nici noi nu știm ce au început aparatele înapoi să picuie și a intrat viața în ea. De ce? Pentru că o familie în maternitatea din Oradea, trecută prin necaz și prin încercare, a ales să facă voia lui Dumnezeu și să rămână credincioasă Scripturii. Când ai ales să faci voia lui Dumnezeu, treci prin încercare, dar El are puterea să te scoată de acolo și să devii un om biruitor care să-L mărturisești pe unde mergi. De aceea, nu mă îndoiesc în niciun fel și nici într-un moment că Dumnezeu nu poate să scoată din încercare pe oricine. Însă, El are un plan, are un obiectiv bine stabilit. Iar dacă aici mai trecem prin cazuri, să ne ajute Domnul să ne punem viața în rânduială, să ajungem acolo unde nu vor mai fi necazuri. O bucurie veșnică ne va încununa capul. Până atunci, rămânem ancorați în Domnul. Doamne, nu mă rog altceva la reșița decât mărește credința noastră. Întărește-ne de acelor slabi, Ridică pe cei căzuți, restaurează pe fii risipitori, ascultă rugăciunile părinților și a slujitorilor, dă înaintare Bisericii de aici și ajută-ne pe toți să ne pregătim ca în ziua aceea să ne înălțăm și să fim pentru totdeauna cu tine. Amin!